Cum arată traficul pe Valea Prahovei la această oră, ne spune colega mea Eliza Baejat. Bună seara, Eliza! Putem vorbi despre aceeași aglomerație de la orele prânzului astăzi? Noi aflăm în Bușteni. Astăzi au fost cozi uriașe și cei drept. Acum s-a mai eliberat puțin drumul. Unii șoferi dut răbdarea și da, este de înțeles, s-a claxonat mult și cu siguranță cu toții au avut ceva de așteptat până au ajuns la destinație. Probabil nici autoritățile nu se așteptau la un asemenea exod și chiar dacă au fost extrem de mulți polițiști mobilizați pe întreg drumul de la București la Brașov, în zadar polițiștii nu cum să ajute șoferi. Un lucru este cert, este de peste 50%. În Poiana Brașov, sezonul de schi a fost prelungit, așadar de sărbători turiștii vor avea parte atât de schi cât și de ceaune. Surprinzător este faptul că în Poiana Brașov încă schia, este zăpadă din belșug. Linia superioară a masivului Postăvarul ajunge stratul de zăpadă chiar și la 80 de centimetri și se poate coborî pe schiuri până jos în stațiune. În acest moment funcționează atât gondola cât și telescaunul Ruia, cel din partea superioară a masivului. Acum, prețurile la cazări au rămas asemănătoare cu cele de acum 2 ani, iar, așa cum vă spuneam, acel grad de ocupare este posibil ca acesta să mai crească puțin, mai ales că hotelierii ne-au spus că au fost contactați de către turiști și au cerut oferte la last minute.